A fost confirmat primul caz de infectare în rândul elevilor după redeschiderea școlilor în data de 8 februarie. În clasa respectivă, cursurile se vor face online timp de 14 zile. Primul caz de infectare cu COVID-19 în rândul elevilor a fost confirmat la câteva zile după redeschiderea școlilor. Este vorba despre o elevă a unei școli gimnaziale din capitală. Elevii au fost la școală doar luni și marți, de ieri au rămas acasă și vor face ore online în următoarele două săptămâni. La începutul săptămânii, bunica elevei contaminate a fost testată pozitiv cu COVID-19, ulterior marți a fost confirmată și eleva de la clasa a doua. Testarea copilului nu s-ar fi făcut în școală, iar de marți eleva nu a mai mers la ore, iar marți seară părinții celorlalți copii au fost înștiințați de conducerea instituției de învățământ să nu mai vină la cursuri de miercuri.